iar alături de noi este un exemplu de om, aș putea spune, pentru că în viață contează foarte mult să-ți urmezi dorințele, visurile, pentru că este dovada vie că nu contează în viață nici culoarea pielii, nici etnia, nici statutul social. Nici este... posibilitățile care poate de cel mai multe ori sunt reduse. Așa este. Că reușești să reprezinți România la cel mai înalt nivel artistic, să-i spunem așa, cinematografic, nu? Să mergi la Cannes. Și să lupți pentru ceea ce-ți dorești tu. Asta contează întotdeauna. Bună seara, bine ai venit, Alina Șerban. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara, este o bucurie, Alina, să te avem alături, pentru că ești o inspirație pentru foarte mulți dintre noi, pentru că știm că nu ai avut o copilărie ușoară. De fapt, ai o poveste subiect de film. Da, așa este. Tocmai de asta mi-am scris și eu propria mea piesă despre mine, pentru că la un moment dat am simțit eu că, ok, eu am trăit câteva experiențe dureroase în viața mea. Că am știut ce înseamnă să-ți pierzi casa la 8 ani. În mod dureros, că nu a fost... Da. Da, știu că aveam doar 8 ani și știam ce înseamnă a face gaj cu casa, ceva genul ăsta, că a trebuit să facem... Să pierdem casa din cauza... Ai girat, practic, cu casa. Cu casa. Da. Și știam expresia asta de atunci la 8 ani. În fine, era foarte... Uzual, într-adevăr. Da. Și după pierderea casei, noi am stat în mai multe chirii până când am ajuns la rudele tatălui, într-o comunitate de romi spoitori. Eu știam că sunt romă în fața blocului era chestia asta cu nu mă joc cu tine că ești... Că ești rom. Se știe. Însă nu m-am simțit așa de discriminată sau să simt eu că sunt atât de romă până când am ajuns la comunitate tradițională de romi, și anume... rudele tatălui meu, pe care eu, la rândul meu, îi discriminam. Ca să înțelegeți dimensiunile. Eu sunt mai tu ai puțin... fost discriminată, după care tu, la rândul tău, ai ajuns să discriminezi da, pentru familia. Că nu-i... Da, exact. Nu-i acceptam. Nu-i acceptam pentru că nu știau să citească. Nu erau îmbrăcați, nu știu cum. Vă sună cunoscut, nu? Da. Pentru că eu copiam ceea ce mi se întâmplase mie. Și așa se întâmplă de foarte multe ori cu actele de violență și... bullying și așa mai departe. Se întâmplă ție și tu mai departe. Exact. Dai. Și eu, în curtea aia, mi-am petrecut adolescența. Fără să am apă caldă, era un vis pentru mine. Da, într-adevăr, în prima iarnă, mama, cel mai puternic om și cel mai important om din viața mea, cum este pentru foarte mulți oameni, pentru toată lumea. Mamele, da, sunt... ce ne-am face fără ele? Mama mea întotdeauna a zis, cât timp eu sunt lângă tine... o să te protejezi de tot ce înseamnă rău, să zic așa. Și până și frig. Adică ea știu că în iarna aia 98, când ne-am mutat noi în comunitatea aia, în curtea aia din Tei, cartierul Tei știu de toată lumea, nu e cine știe ce, așa, a căutat în gunoi cu mine sticle de plastic ca să le punem pe foc. Ideea e că... Ca să vă încălziți. Exact. Oricine face tot ce le stă în putință pentru copiilor și pentru oamenii dragi. Asta ar trebui să facă, de fapt, fiecare părinte, pentru că... Sperăm. Și, practic, mergeai prin frig, nu? Mergeam în Parcul Studențesc, este foarte aproape de unde stăteam și de asta am și scris un monolog în piesa mea de teatru, care se numește Declar pe proprie răspundere, prima piesă pe care eu am scris-o, pentru că, cum vă și ziceam, am simțit că experiențele astea negative trebuie să aibă undeva și valențe pozitive. Trebuie să iasă și lumină din tot ghirimele rău ăsta. Trebuie să iasă soarele undeva. Da. Și astăzi vin cu soare la voi. Eu astăzi mă uit în spate și zic, astăzi sunt norocoasă să fiu aici. Și sunt foarte recunoscătoare pentru durerile pe care le-am simțit în viața mea, dar și pentru realizările pe care le-am obținut datorită multor oameni de pe lângă mine. Nu am fost eu singura. Mai știi ceva? Și noi suntem norocoși să te avem aici. Pentru că povestea ta și poveștile tale se regăsesc în mulți oameni care poate sunt temători în a le spune, sunt rușinați de ceea ce le se întâmplă. Și iată că se poate, chiar căutând în gunoi iarna pentru a te încălzi, fiind discriminată, să ieși la lumină într-o bună zi, nu? Da, o expresie care îmi plăcea mie când și m-a ținut un pic, să zic așa, puternică în liceu, era că sărăcia nu e același lucru cu mizeria. Și ce înseamnă bogat trebuie definit pentru fiecare în parte, la fel și cu succesul. Și, în schimb, asta m-a învățat mama mea.
să am respect de sine, să cer același lucru și să respect pe toată lumea de pe lângă mine. Cum făceai cu școala în perioada aceea? Păi, pentru că mă gândesc la un copilaș care și așa tremura de frig și n-avea pe unde să stea. Da. Puneți că era și foarte mulți în casă. Eu am avut norocul să o am pe mama mea, care știa să scrie și să citească. Eu deja aveam un privilegiu generațional față de verișorii mei din aceeași curte. Ei nu aveau părinți care să știe să scrie să citească, așa că când vorbim despre școală și spunem duceți-vă la școală, e doar depinde de voi, nu prea cred în asta, că nu există copii motivați. Adică presupun că nu. Dacă da, punem trebuie să fie părintele care motivează copiii. Ei bine, mama nu m-a lăsat. A tras de tine. Da, și trebuia să... Orice chestie despre școală era foarte importantă pentru ea. Poate devenise și un hipercomplex, adică dacă aveam ceva de plătit la școală, noi eram primii. Dacă, chiar dacă nu aveam apă caldă, eu aveam și pijamalele călcate. Ca nu cumva colegii să zică, exact, uite fata romă. Totuși mie mi s-a spus cioară. Ce, asta vreau să te întreb. Ce a fost în sufletul tău, în sufletul unui copil când auzea astfel de apelative? Mi se întâmplă și acum. Adică în prezent. Și astăzi există rasism, există de asemenea foarte mulți aliați, cum vă văd pe voi acum, care se uită cu empatie. Și așa cum ne uităm la mulți oameni cu empatie și așa ar trebui să ne uităm la toată lumea cu empatie, așa indiferent, cum am spus, de sex, religie, orientare sexuală și așa mai departe, handicap, nu contează, suntem oameni, asta e tot ceea ce e mai important. Dar sunt și oameni care nu fac asta, din păcate, din frică, din ignoranță, din multe. Și da, în momentul ăla când ți se spune așa, te dezumanizează, mă dezbracă, și acum, mă dezbracă de umanitate. Vreau să spun ceva, noi nu avem numai empatie față de tine, noi avem și respect, avem mulțumesc. Și noi toți apreciere și nu numai noi, ci o întreagă planetă, să-i spunem așa, pe scară mondială. Așa este. E mai mult decât empatie. Deja noi te apreciem ca pe ceva peste noi. Știi? Mulțumesc. Și pentru mine, posibilitatea să vin aici îmi oferă o platformă. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să fac un mic anunț care pentru mine e important. Te rog. Și anume... am de prezentat prima mea bandă desenată. Bandă desenată. Dar spune-ne povestea bandă desenată. Da, desigur. Făcută deci, în pandemie, să exact. În pandemie, eu sunt artist independent. Ce înseamnă artist independent? Nimic nu vine. Salariul nu vine. Nu lucrezi, nu vine nimic. Ești tot timpul la pescuit după proiecte culturale. Și desigur că am aplicat și eu la vreo 9. 8 au venit cu refuzuri. Multe... de te doare mintea, nici măcar să nu primești nu primeam refuzuri constructive din care să înveți ceva. Refuzuri, știți voi, birocratice, a la Kafka. Cele care te dărâm în general. Exact, așa. Dar am primit un da. Și uite cum a contat, a dărâmat toate cele 8 refuzuri. Vă jur că după atâtea refuzuri s-a întâmplat acasă în viața mea. Acasă este prima mea bandă desenată, care vorbește despre experiența mea personală, care vorbește despre cum era acum în pandemie, să le spunem copiilor și oamenilor, da? Spălați-vă pe mâini, stați acasă, dar, un moment, unii nu au apă curentă, unii nu se simt în siguranță acasă sau nu au acasă. Sau nu mai aveau cum să plătească acel acasă. Da, exact. Și copiilor, faceți școală online, copii, dar nu au laptopuri. Nu au electricitate. Nu au curent electric. Indiferent de etnie sau ceva, noi avem foarte multe probleme. Noi ar trebui să îi ajutăm pe copii, în primul rând, pentru că ei vor fi generațiile viitoare care vor ține țara asta. Ei bine, în pandemie, plus rasismul împotriva romilor creștea, că în loc să fim mai solidari, e mai ușor să găsim țapi ispășitori. Așa este. Și ce am făcut? Am luat toată furia și durerea mea și am încercat să o transcriu în ceea ce știu eu, în povești. Așadar, acasă este prima mea bandă desenată. O găsiți pe pagina mea de Facebook, Alina Șerban, și pe Instagram, Alina Șerban Oficial. Este complet gratis și, de fapt, asta e și dorința mea, ca copiii și adulții să citească o poveste în care sper eu să se regăsească. Personajul Elena începe cu faptul că ea punea etichete pe borcanele de gemuri, când într-o zi buldozerul a venit și l-a mâncat casa. E și apoi povestea ta.
Da, eu știu ce înseamnă să-ți vezi că acea casă de chirpici, unde eu am stat și am urât-o, recunosc, normal că am urât-o. Da. Eu eram o adolescentă și ascultam death metal. Și da, în fine, eram foarte rocăriță în liceu. Toți am trecut prin... Da, acum da, sunt la varianta manele, dar da, desigur, le putem... echilibra. Sigur, orice merge, în fine. Și ideea e că în liceu eu miuram, desigur, lipsurile. Voiam și eu să am blugi, voiam și eu să am apă caldă. Dar când buldozerul a venit și tata știu că plângea că nu mai are tigăile lui. Pe el ținea foarte mult, începuse să devină mare bucătar. Era foarte bun la fasole. Știu că colegele mele de clasă, nerome, veneau la mine în curtea mea de spăitor. Să mănânce fasole. Da, făceau. Când mai face taică tu fasole? Da. Aia la... Da. Și ideea era că eu știu când am văzut casa asta jos și că pe el îl interesa de tigăile lui. Și așa și în acasă, personajul mamei face asta. Și peste toate astea, personajul Elenei mai cunoaște alte personaje pe care le putem identifica și în viața noastră. Un om al străzii, o altă fetiță care stă într-un centru de plasament. Cred că cu toții ne putem identifica, exact, în povestea asta. Vă invit foarte tare să o vedeți și vă mai invit în toamnă să vedem Gypsy Queen. Gypsy Queen, da. Așadar, pentru cine vrea să vadă banda desenată, la Alina Șerban pe Instagram și Instagram, Facebook, da, și Facebook. Da. E invitat acolo. Iată că se poate, deși pleci de foarte de jos, se poate să faci lucruri extraordinare, să citești, să scrii, să ajuți și să ajungi la Can. Îți mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu! Vă mulțumesc mult, dragii! O seară minunată!